reactivează în ochii personajelor sau în ochii personajului Albert, în cazul Sursul Fetelor din Dublin. Sunt trei personaje, sunt și celelalte care intervin, dar care, să zic, au un rol, aș spune, figurativ, dar ele sunt persoane reale. Din dorința de a păstra identitatea celor care apar în roman, evident că am schimbat numele. Alice în realitate se numește Mioara, Nina Selaraos în realitate se numește Fernanda Aprades, din Spania, din păcate, nu mai trăiește. Iar Albert sunt eu. Dublin este gazda, să zic așa, orizontul de spațialitate, orizontul unde este plasat, unde se întâmplă, unde se declanșează, să zic așa, toată povestea. Nu știu dacă ați fost sau nu în Dublin sau dacă ați fost în Irlanda, dacă nu, în proxima ocazie, când aveți timp și bani puși deoparte, să știți că e un oraș care merită văzut, e un oraș care oferă absolut totul. Pentru cei care tineri care vor să bea și o bere foarte bună, mergeți la Guinness și o să beți bere foarte faină. Pentru bărbații și băieții care vor să întâlnească fete care dansează foarte bine, le întâlniți la Dublin. Pentru cei însetați de cultură, la Dublin aveți muzee, case de literatură, o grămadă. E un oraș absolut fabulos, este supranumit, nu Dublin, ci Irlanda în sine, supranumită insula de Smarald, pentru că este o insulă în permanență verde. Acolo niciodată iarba nu este uscată. De ce? Pentru că plouă foarte des. Norocul meu este că pe perioada șederii mele în Dublin, 5 zile am fost acolo, n-a plouat nici măcar un strop. Doar atunci când m-am întors în ultima zi, a fost o ploaie deasă, care m-a, să zic așa, proiectat într-o dispoziție melancolică. Mă gândeam oare acum de ce ploaia asta oare ce spală sau ploaia asta oare ce tristețe dintr-o altă lume aduce în realitatea imediată. În fine, acum, orice anume, tot ceea ce ni se întâmplă poate deștepta noi o anumită reflexivitate, o anumită contemplativitate. Da, am fost în Dublin ca să mă întâlnesc cu cititorii de acolo, cu comunitatea românească din Dublin, dar nu asta mi s-a părut interesant, sigur că oamenii pe care am cunoscut au fost formidabili, oameni care au fost cu lacrimi în ochi, dar nu pentru că aș fi vorbit eu lacrimogen, ci pentru că le-a fost foarte dor de țară. Sunt oameni care, atunci când, mie îmi plac foarte mult romanțele, data viitoare când o să vin, o să ne așezăm la pian și o să vă cânt romanțe. Tatăl meu asculta romanțe și mie îmi plac romanțele foarte, foarte mult. Când le ascult, sunt pur și simplu pătrun, simt într-o stare melancolică, meditativă, mă rog. Și știu că le-am cântat și romanțe, le-am recitat poezie, așa că întâlnirea care era prevăzută să se desfășoare o oră, a durat 4 ore și jumătate, nu știu când a trecut timpul, dar pentru mine a fost un transfer de emoție în mod reciproc, și de impresii, și de cultură, și a fost o bogăție trăită la sensul propriu. Dar sigur că, să zic, colateral cu evenimentul întâlnirii s-au întâmplat chestii foarte interesante care pe mine m-au modificat interior, și anume, am întâlnit oameni care știu să fie prieteni, bună oară am legat o prietenie cu personajul din carte, este Alice, un om absolut formidabil, și privind din perspectiva exigențelor sociale pe care le trăim astăzi, orice relație dintre un bărbat și o femeie este privită cu sprânceana ridicată. Și o să-mi spuneți că, sigur că da, un bărbat și o femeie care sunt prieteni, sigur că au ceva de ascuns, că n-ai cum să fii prieten cu cineva dacă nu ai și un oarecare interes, care este de cele mai multe ori nemărturisit. Acum eu am să vă contrazic și am să spun, să știți că există și așa ceva. Și cartea aceasta este, din punctul meu de vedere, încercarea de a construi o metaforă a condiției prieteniei dezinteresată. Freud, cu siguranță știți cine a fost, cum a construit teoria lui psihanalitică, pornind de la sexualitate, a fost la un moment dat întrebat, domnule Freud,
Cum definiți relația de prietenie dintre un bărbat și o femeie? Definiția asta este una care te poate pune pe gânduri, m-a pus și pe mine, puteți sau nu să consonați cu ea, eu consonez parțial, spune așa, relația de prietenie dintre un bărbat și o femeie este de fiecare dată o relație cu scop inhibat. Ceea ce înseamnă că bărbatul care gravitează mai mult sau mai puțin elegant în preajma femeii pe care o numește prieten sau prietenă, are de fapt cu totul alte intenții, dar pe care nu le mărturisește, ci le camuflează. În cazul meu vă spun realmente că personajul Alice, fata care m-a întâmpinat la aeroport, n-a fost vorba de așa ceva, deși trebuie să recunosc, mărturisesc că eu până să ajung în Dublin, cele 3 ore jumate de zbor din Budapesta până în Dublin, mă tot gândeam, oare cum va fi că una este să vorbești virtual pe Messenger, pe Facebook, pe Instagram și așa mai departe și alta este să întâlnești omul în carne și oasă. Oare ce se va întâmpla? Asta este o provocare, eu spune, a societății pe care o trăim, pe care mi-o asumăm, eu mi-o asum de fiecare dată până la capăt. Pentru că virtualitatea îți oferă ceva, este un camuflaj, dacă vreți, al neajunsurilor pe care le purtăm cu noi, dar când te întâlnești cu omul față în față, atunci greu poți să joci teatru, greu poți teatraliza stările tale pe care le ai și te mai